Bine v-am găsit, stimați telespectatori. După cum v-am prevenit, mâine voi merge împreună cu echipa de la Alef News la lansarea lui Nicolae Ciuc la Parlament, nu ca invitat. M-am primit invitație, da, cum mă duc stau acolo în față, invitat. Și împreună cu poporul, cu jurnaliștii, o să-mi iau și camera de la vedere pe lângă ei transmit, înregistrează ei, dar vreau eu să filmez niște lucruri care mi se par mie mai interesante. Deci la PNL nu e un congres ca la PSD, ci e un Consiliu Național, dar echivalentul unui congres, și vreau să mă duc la fața locului, o să mă duc și la alte lansări dacă sunt invitat, dar invitat așa, nu... Uitați, v-am trimis un e-mail și ce mai face. Și pentru că vreau să văd, este foarte importantă atmosfera. În cazul la PSD, nu-mi pare rău că nu m-am dus, că la PSD nu se vede. La PSD era aceeași atmosferă de entuziasm și la Dăncilă, și în timp ce ghiorțanii își ridicau fundul lor cât o batoză de pe scaun și aplaudau și ăsta, se gândeau cum s-o suglume. Aici nu, la PSD, sala, temperatura nu spune nimic, pentru că e așa, sunt, zic, aplaudă cu tare, cu tare, și după asta te înjunghe. Cred că printre cei care aplaudau așa de zor era și Marcel Ciolacu, care, că eu am fost la lansarea doamnei Dăncilă. Cred că Ciolacu era în primele rând, mă țin minte, ca și vorbit, dar în timpul ăsta se gândea și apoi a lucrat împreună cu Iohannis, că el, Dăncilă a pierdut și pentru că au lucrat-o chiar conduci ceilalți din PSD care voia să ia locul. Echipa lui Ciolacu, care acum este peste tot. Bun. Însă, înainte, astăzi am fost la partea, mâine merg la partea de vârf a societății. Astăzi am fost, așa cum v-am anunțat, la România normală. România oamenilor de rând, România oamenilor care își cresc copiii, care își drămuiesc fiecare bănuț, care trebuie să dea, fac totul pentru copii. Și anume, așa cum v-am anunțat, am fost la serviciul domnului Jean Dobrescu, despre care v-am mai vorbit și v-am reamintit că într-un interviu, într-unul din interviurile mele care le făceam și nu erau rele la gândul, l-am avut invitat pe domnul Jean Dobrescu, tinichigiu, lucra la un servis, tată a doi copii, băiat și o fată, amândoi dați la muzică, deci băiatul e la clasa acum 11-a la vioară, liceu de muzică, fata nu știu, între a 5-a sau a 6-a. Și am avut un dialog și l-am întrebat, da, de ce nu vă faceți service? El este și foarte bun, unul dintre mari specialiști în România în recondiționat mașini vechi, foarte greu. Și iată cum a avut loc dialogul de atunci. Și ai plecat acasă. De ce n-ați ajuns patron? Pentru că n-am avut posibilitate financiară. Eu dacă aveam 300-500 de metri pătrați, nu mă angajam niciodată. Construiam doar piese pentru mașini de epocă manual. Ăsta a fost visul meu. Să le pun la vânzare. Și se vindeau, cu siguranță. Păi și nu puteți găsi un acționar? Toți acționarii vor să fie unici acționari și tu doar muncitor. Zău? Da. Ești o piesă de schimb. Ești agent tinichigiu, îți faci treburile. Vin eu acționar și îți dau eu teren, hai să facem. Am avut oferte, să-ți dau teren, să facem. Să... De ce vă trebuia teren? De ce teren? Păi să ai să lucrezi. Un teren și un teren. Acum să nu aveți ca... unde, la bloc? Păi ce să fac la bloc? Am un balcon de un metru pătrat, loje, ce să fac acolo? Și de la că acum, poate după emisiunea asta vine un acționar. Toți vor să fiți muncitori. Nu mai cred în acționar și nu mai cred în vorbe și vă spun de ce. De ce? Nu o să vină nimeni să zică, ia-ți bătut 500 de metri pătrați pe numele tău și după aia devenim acționari. Că dacă ar fi făcut la început mulți treaba asta, care au avut posibilitatea și mi-au fost și îmi sunt prieteni, aș fi făcut cu ei. Dacă până anii ăștia nu s-a legat nimic, de la anii ăștia, de la 46 de ani, credeți că mai am puterea să iau ca la început în forță, să intru să muncesc 8 ore pe zi în sudură sau cum munceam altă dată, munceam 15 ore pe zi
16 ore. Acum muncesc 8 ore pe zi, îmi fac treburile, nu zice nimeni că nu fac treburile. Ideea e că la început, când ești mai tânăr, îți permit să mai stai și 16-18 ore la muncă. Acum o lună m-a sunat și mi-a spus că gata, și-a îndeplinit obiectiv visul și și-a făcut un service. Stimatele, m-am dus să văd de ce mă preocupă pe mine și înainte de a arăta vizita mea, că am filmat eu și are și o mică declarație domnia sa, de ce mă preocupă pe mine Jean Dobrescu? Pentru mine, lasă la o parte pentru că a fost foarte bun în interviu, este românul. Nu românul cu R, ca la Lasconi. Românul. E de, nu știu, 15-16 ani, lucrează în serviciu, din Chigiu. Stă în Pantelimon. Eu am stat și eu, că eu am stat și eu când eram de redactor șef, la Viața Sănătății, am o garsonieră cu soția. Ultimul bloc din București, în minte, da? Ce zic ăștia, că eram nomenclaturist și profitam. Da, într-un am fost un prost, puteam să am mai mult. Da, acum e prea târziu. Tată, în emisiune, și ar trebui revăzut, mi-a vorbit, putea trebui să-l redau și eu acum la Cristoiu Blocru, mi-a vorbit despre copilul. Deci, de la Bloc. Copilului, deci, este, i-a dat la muzică. Mi-a povestit toate marile probleme, de câți bani îți trebuie, își cer bani de meditații. Ăia profesorii zice, domne, orice vioară, mi-a povestit și azi mi-a reamintit cum s-a dus și a luat, nu știu, era în târg unul cu niște viori, s-a dus acasă la el. Mare, adică, totuși, ea și mi-a povestit astăzi că băiatul lui este în clasa 11 și a făcut deja o formație, cum ar veni, de muzică clasică, nu? E cu vioara el, așa? Și a fost invitat la nu știu ce, la ambasada România, i-a invitat și pe ei, și pe grupul ăsta și pe altele, în Danemarca, adică au și o solistă interesantă. I-am zis, domnule, zic, nu știu, uite, băi, poștura de la partide, când aveți recepții din astea, nu știu, nu cântă manele. Dacă vreți manele, nu, nu cântă nici sârbe, e muzică asta de ambianță, da? Uite, și a făcut formație cu tare, cu tare. Foarte interesant ca personaj este că l-a sunat băiatul lui și zicea că pleacă și i-a zis, te rog frumos să-mi spui unde ești. Și i-a zis și l-am întrebat, dar de ce? Păi zice, uite ce se întâmplă, eu trebuie să știu în fiecare moment unde e, pentru că se întâmplă ceva, nu știu, s-a dus la mol să întâlnească cu o colegă și, nu știu, ia foc molul. Măcar eu trebuie să știu că era el acolo, mă duc să-l salvez. Dar foarte interesant din punctul acesta de vedere. Da. Așadar, deci am fost la acest service care este pe șoseaua Morarilor numărul 2, e pe Pantelimon, e ușa, tacă, 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 și am mers la dreapta și înainte de a ajunge la celebrul spital și ajung la această Morarilor. Ia să vedem, și am fost prima dată într-o ipostază de reporter. Ia să vedeți, am filmat serviceul lui și i-am luat și o declarație. Ia să vedem. Mâine este ziua mea, dar astăzi am... Nu contează. Bună ziua, maestre. V-ați îndeplinit visul, nu-i așa? Da. Care spunea la emisiune. Spuneți, cum a fost? Datorită unui bun prieten de-al meu, care și el a vrut să facă același lucru ca mine, service, și împreună am reușit. Am căutat destul de mult spațiu, am reușit să găsim acest spațiu până la urmă, l-am amenajat, l-am utilat
cu tot ceea ce trebuie pentru a fi un atelier în regulă. Am legalizat actele, toate sunt ok și vă așteptăm cu cel mai mare drag pentru eventuală orice reparație. Avem tinichigerie, mecanică, electrică, vopsitorie și ITP. Bani cum ai făcut rost? Acest prieten care de altfel și el și-a dorit la fel de mult ca mine să facă ceva în piață, a lucrat undeva prin străinătate, a venit cu o sumă de bani și împreună am reușit, el a venit cu bani, eu cu cunoștințele în domeniu și cu toate celelalte și am realizat acest mic atelier în care să ne desfășurăm activitatea. Faceți și recondiționați mașini vechi? O să ajungem și la etapa asta. Sper că într-un an de zile să dezvoltăm ceea ce am început și dacă reușim să mai luăm un spațiu asemănător, o să fac un spațiu destinat pentru repararea mașinilor de epocă. Copiii? Copiii, mulțumesc de întrebare, sunt bine, merg mai departe la școală. Băiatul a trecut clasa 11, fata a trecut și a clasa 6 și fiecare ne vedem de serviciile noastre, cum se spune. Da, mulțumesc. Cu drag. Da. Și după asta am fost în calitate de client. Și, mă rog, de însă, zic că totuși îi fac publicitate, grație, zic nu. El a găsit un colegi, era și el acolo, care a investit un prieten așa, care a lucrat în Italia, am și vorbit cu el, a lucrat în Italia la, nu știu, mobile, vreo 20 de ani, a strâns bani și cu banii ăștia au făcut împreună cu, deci domnul Jean Dobrescu este cum ar veni specialistul și dânsul celălalt investitorul, 50-50%, au făcut chiar onorabil, da? Și la așa a făcut, așa a făcut și ăsta, uite, așa, all for cars, da? Deci, zice, tine chicherie, mecanică, vopsitorie, electrică, ITP, 10% reducere dacă te prezinți cu acest flyer. Eu nu-l aveam, nu mi-a făcut, dacă nu a să face. Deci, stimați telespectatori, și am plătit, uite, chitanța aici, nu. Singurul că i-am zis care vreau de anulat, zic, eu nu mai vin cu mașina aici și dacă se boțește. Și a zis că are și această formulă și cred că ar trebui să se dezvolte, nu știu, la alte servicii, în sensul că, sigur, contracost, vine, îți ia mașina din parcare, o lasă pe a lui și ăsta și apoi se duce, o repară, s-o duce, așa și este. I-am explicat următor și am înțeles. Zic, eu am venit aici, nu știu, pe la vreo 11 și am stat până la 3. Zic, în timpul ăsta eu scriam, nu știu, 5 articole și poate, nu știu, făceam 100-200 de euro. Zic, nebunia, mi-a explicat și dânsul meu, când eram în comunism, această concepție, tâmpit-o aveam. Bă, eu, sunt Cristos, nu știu decât să citesc și să scriu, singurul lucru, da? Mă rog, și iată acum, televiziune. Înnebuneam în comunism că, deși eram redactor, deși citeam și scriam toată ziua, nu știu, trebuie să fac repar prin casă. Ma, s-a stricat becul, repară becul, du-te la piață, fă aia. Și am zis, bă, vine comun, vine capitalism și în capitalism eu o să scriu și o să citesc și o să scriu toată ziua. Dar nu m-am nicio treabă. Mă, cu banii pe care îi câștig din citit și din scris, că asta e meseria mea, plătesc să vină unul să-mi repare mașina, nu mă duc eu. Să vină unul să, nu știu, să nu găsesc, cum să zic, un tâmplar. Adică normal ar fi să fie o, nu știu, să fie, normal ar fi dacă ar fi capitalist, să bată la ușă sau să spune, domnul Cristoiu, aveți ceva de lucru? O, ne ferește, cum o găsire, ora actuală, cizmar, sunt femeie de serviciu. Păi sunt firme care îți iau 100 de lei pe oră. Păi deci dacă ea este 5, mătură. Ce mă duc? I-am zis, Doina, păi da 500 de lei
Păi zi, e cât mine, care tot, slavă Domnului, uite, în curând am 76 de ani și o să-i chelesc de atâta, de căruție nu mai vreau. Da. Este așadar omul, de dacă era un service cu proprietarul, și asta nu mă duceam, dar m-am dus pentru că, repet, ieși în oglindă așa. Azi m-am dus la omul, alegătorul, și mâine mă duc la ea care conduc. Sunt milioane de oameni, se mai vorbesc pe bune, care își văd de treburile lor, care au o familie. Nici nu bocesc. Omul ăsta, de exemplu, ca să poată să facă serviciu, îi cer ăia, nu știu, de la RAR sau nu știu care, domnule, vezi, zice, ai nevoie, trebuie să ai pe un schemă electrician. Și el știa și el de atât, că știe și el să repare ăsta și s-a dus la Miercurea Ciuc, acolo dai un fel de concurs și dă o țidulă. Ești electrician de mașină. A dat și un exemplu. Bun, deci este tinichigiu și a făcut și o chestie de vopsitorii. Deci e un om. Și așa ar trebui să dăm posibilitatea la milioane de români să facă și ceva, nu știu, un butic, o butică la care are buticul sărac. Ăștia sunt starea pământului românesc, da? Ăla care are cumva 8, nu știu ce, 100 de hectare de la guvern și după asta îl revinde și cum ziceam, băia, ăla, banditul ăla care a luat o parte din băile Herculane. Un PSD-ist, normal. Asta a fost blestemul României. Au pus în 90 mâna ăștia și bă, n-aveau vorba o casă, nu erau capitaliști, erau niște bandiți. Că dacă erau capitaliști, până bani lua băile Herculane, cum face omul ăsta, el a investit prietenul 80.000 de euro, costă, da? Nu știu, și a zis că în vreo 2-3 ani scoate. Asta este capitalismul. Asta este... Ăla putea spune, bă, am investit ăla și gata, din acest moment încerc să scop. Nu, a luat ăla, a vândut de revândut, este ceva... Dacă noi am avea, deci noi avem la ora actuală, am făcut o lege cu crimele împotriva omenirii și care nu se prescriu. Vezi, minerie, mă, noi ar trebui să facem crime împotriva patriei, țării, cu toți ăștia care au jefuit, că au jefuit 90, 90 și au bătut joc. Dom'le, și-au bătut joc, au cumpărat combinate, le-au vândut la fier vechi, niciunul din ei n-a cumpărat, n-a luat pe nimic. Păi ideea, mă, cumpăr și fac din el, nu știu, devin capitalist, nu știu, am cumpărat magazinul Cocoru, fac din el cel mai bun magazin din România și apoi mi-a făcut ambiția aia capitalistă, nu știu, n-au avut-o și în acest spirit, domnule, s-a injectat acest pesedism, da? Fesenist, pedeserist, pesedist, care nu, deci nu sunt capitaliști. Într-adevăr, toți mari capitaliști au fost rechini. Mă, dar a fost rechin. Poate că a furat prima dată, nu știu, o piesă, dar după asta a furat-o ca apoi să facă 1.000 de piese. Nu, ei au furat totul, clădiri, străzi, drumuri, hectare de pământ, dar nu ca să facă un capitalist, ci ca să-l revândă și împreună cu toți politrucii PSD de 90 într-una, generații întregi, de la Iliescu, generații întregi. După asta a venit fiul său, după fiul său a venit nepotul său. S-a făcut această clasă de, cum să zic, de gașcă de familii PSD-iste, gheorțeniste, din tată în fiu. Și după asta el a furat taxul și a făcut și el lui Bovnică și a lăsat nevasta, că na, avea riduri. A luat una tânără și i-a trântit lui aia un copil, sau aia i-a trântit lui un copil. După asta și-a făcut băiatul Beizadea sau fata Beizadea, băiatul Beizadea, cu mașini de lux, cu tare, cu tare, i-a dat și lui să facă, să fure și uite așa am ajuns la situația asta în care ai oameni ca omul ăsta, că tot se scoate în atâția ani. Bun. Da. Deci, stimați telespectatori, și aici, ca să închei cu capitolul introductiv care e mare la mine, dar n-au ce face, pentru că ăsta, până la urmă, este blogul, jurnalul meu video și fac ce vreau.
Am primit de la Ion Indolean un text care dânsul este tânăr și spune că a scris o carte apărută la editura Megaro, Opinie, Prudență și Cenzură, și zice că ar vrea să-mi trimită cartea, pentru că e vorba de un regim la care zice că eu am fost, da? Și că am văzut sistemul din interior, domnia sa e tânăr și a lucrat numai, îl știe din afară. Sunt foarte curios, stimați telespectatori. Eu cred că cei mai mari denigratori ai comunismului au fost comuniștii. Am un articol aici, cred că o să apară zilele acestea, și eu despre cartea Lucinski, Piotr Lucinski, care a fost președinte Republicii Moldova și a publicat memoriile la editura Evenimentul Românesc, care eram eu patron, patron acționar, eu am și lansat-o, i-am și scris prefața, el a fost secretar cu propaganda la Comitetul Central al PCUS, ultimul Comitet Central al PCUS, înainte de lovitura, după ce, înainte de a-l dizolva partidul Iltsin. Și el povestește cum tot comuniștii, Iltsin era comunist, comunist, sigur că era cu trascăul, da, comunist, da? Cum ei vânau comuniști, așa și asta, da? Deci aici, cei care având sindromul ăsta, eu am fost comunist, ei au fost cei mai anticomuniști, ei au venit cu denigrare. Nu, domnule, eu vreau să vină o generație tânără care să nu fi trăit și să cerceteze, așa cum și eu cercetez lumea legionară fără să fi trăit. Citesc pe Mareșalul Antonescu, habar n-am. Citesc despre ce studiez stalinismul fără să îl fi trăit. Și nici victimă, nici erou. Da, aștept cartea. Probabil că o să-mi dea Cora Muntean sau o să-i trimit adresa la care se primesc cartea și o să-i spun. Da. Hai să ajungem acum la stimați telespectatori, așadar au avut loc inundații. Acum am văzut că fătucele care, deci coțofenele și fătucele de la televiziuni au impresia că e prima dată. Oh, au fost bălea din 70, inundațiile sunt o permanență și până nu de mult, până la Ponta Înzăpezire. Asta e clima temperată. Și nu știu, aici a fost inundații la județul Galați. Am văzut tot felul de și ministrul mediului că se schimbă clima. Nu se schimbă, stimați telespectatori. Dacă până mai ies, până că e prea cald. Întotdeauna au fost inundații, nu știu cum să spun, severi, secetoase, severi, călduroase. Dacă vine acum o iarnă grea, zice, băi, să schimbă climatic. Nu, prostie. Mă rog, din punctul acesta de vedere, pentru toți candidații în frunte cu domnul premier, au fost mană cerească. S-au dus, dar am înțeles că se duce și sau s-a dus deja și domnul Ciucă, probabil dacă vine mâine, tot mă uit să văd, poate amână, dar nu cred că amână, trebuie să vină noaptea asta. Și mai telespectatori, nu aceasta, de aceasta va depinde președintele României, că poate să mai vină inundații, viscole, Doamne ferește, cutremure. Nu, va depinde de o dronă rusească. Uite, titlul acestui jurnal video este Președintele României va fi ales de o dronă rusească. Cum adică? Păi să spun de ce. Este limpede că războiul din Ucraina nu se termină curând, că rușii nu au de gând să cedeze, pentru că dacă cedează, se destramă Federația Rusă și ar fi o premieră în istoria milenară a Rusiei, și Occidentul colectiv și în frunte cu statul, nici nu vrea să cedeze pentru că nu mor oamenii lor, se trimitar, mor ucrainenii. Presa e de partea lor, nu mai e niciun protest ca în războiul din Vietnam, să spună, bă, dar de ce luptăm? Bun, consecințe doar în cot și, cum am spus aseară, merg orbi către prăpastie. Aia că la Bruegel, astea,
Este acea genială pictură în care ăla, un orb conduce pe alți orbi și între prăpastia asta avea Camil Petrescu invocă această pictură în Ultima noapte de dragoste, cred că numai așa, Prima noapte de război, așa și. Deci, toți acești lideri sunt orbi, da? Occidentali. Ca și merg către prăpastia, adică către apocalipsă, nu contează. Da. Și deci, din acest punct de vedere, ai imaginați de rușii, nu. Eu spun așa, imaginați-vă că trece o dronă la noi și, nu știu, omoară, nu știu, o familie de pescari. Sau cade, nu știu, pe un bloc sau pe o cocioabă, da? Și mor, să zicem, Doamne ferește, 5 români. V-ați imaginat isteria? În primul rând că mașinăria de la hata televiziunilor de știri se va pune în funcțiune. Toate televiziunile mogulilor și vor veni coțofenele la fața lui Bătrân. Uite cum era aia când a căzut dronul. Era una de la Antena 3, corespondentă de Constanța. Ea zicea, iată cât de mare e drona și ea era până la genunchi într-o groapă. Bun, deci va crea. Isteria asta va fi, începe războiul, vin rușii. Primul efect va fi faptul că eu și alții care m-am încercat și vom fi prudenți, trebuie să fugim din țară, că ne vor mânca. Imediat vor sări ăștia, Tapalabă, Radu Tudor, Mândruță, useriști, aha, iată, ei sprijină pe ruși care ne omoară oamenii, la, 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 bun. După asta vor veni. După alte victime vor fi Șoșoacă și cu Simion. Șoșoacă în primul loc, cred că trebuie să fugă pe undeva, pe Martinica. Că poporul va fi supărat. Nu contează că poate i-au trimis din greșeală. Gata, e război. Ei, în aceste condiții, în această isterie, gândiți-vă că noi avem următorii candidați. Ciolacu, Ciucă, Gioană, Lasconi, George Simion, Cristian, își amintesc, Cristian Deaconescu, domnul Silviu Predoiu, amintesc și pe aia care nu-i amintește presa, domnul Terheș. Ei, imaginați-vă ce întrecere va fi între ei, care este mai isteric. Lascone, cred că, cum să spun, se tăvălește pe jos, că ea e la nivel de actriță, imediat bagă aia de actriță. Ciolacu se va duce acolo, va plânge cu ea, va spune, trebuie să luăm măsuri. Gioană va vorbi despre ce ar trebui să facă NATO. Oricum, cred. În această isterie, este clar că dacă asta se întâmplă așa, în apropierea alegerilor, așa, la o săptămână înainte, da? În acel moment, cine credeți că va fi ales? Spune sigur, primul rând, Ciuc. De ce? Pentru că se va contura ideea, poate și manipulatoare, bă, noi avem nevoie, noi suntem în război cu rușii, dacă se va declara stare de urgență, rachete, SF-urile, cum adică, cumpărăm F-35 care ne vin. Cumpărăm, nu știu, zeci de miliarde, nu contează, că la miliardele care le dăm noi, le dăm și ele. Bun, dacă e luăm F-35, bă, ce facem, mă, cu F-35, da? M-am povestit odată de acea scenetă, acea schiță, o amintește Preda din revista, era o revistă flacăra pe vremea care era de cultură, 48, și era, mergeau aia și cântau, hai la lupta cea mare, rog, rog să ne unim, și un cheapur de pe mână și zice, că vă uniți ce faceți, uniți-vă, așa și din coace. Bun, o să declare stare de război, eu nu facem efort și o să avem F-35 și de parcă războiul va mai fi clasic. Nu mă băiesc, va fi nuclear. Următorul, oricum ăsta se îndreaptă către nuclear. O să ai 2000 de efort. Cât să spun, că dau 20 de rachete ruși, 20 de rachete americane, o 10 francezi și vreo 30 chinezi. Gata, s-a terminat. Deșertul de cenușă. Un deșert. Deci nu vă mai crește nimic. Uitați-vă la filmele, nu sunt invenții. Da? Sigur că la ora actuală există niște descreierați care zice, hai mă să facem și noi,
hai să forțăm pe cineva să folosească bomba atomică, pe Bibi Netanyahu sau pe Putin, și o să se zică, da, bă, cât suntem noi, 6 miliarde, și câți au murit, mă? 500 de milioane. Ei, și în Gaza au murit până acum vreo 60 și omorâți de aia. Și, ei, și ce aia 100 de milioane? Uite, mă, că nu s-a întâmplat nimic, da? Mă rog, s-au deșertificat nu știu ce țări. Ei, și lasă, că noi avem buncăre și ne facem rost. Nu mai mâncăm grâu, făină, mâncăm nu știu ce, nici insecte, nu știu, mâncăm piatră. Bun. Asta va fi. Din acest punct, și ca să rămân în această zonă, că suntem în zona campaniei prezidențiale, suntem așa, așa, în zona rușilor, și războiului, eu am remarcat, hai să vedem acum rubrica noastră despre vine ora presii, da. Da. Stimați telespectatori, cred că am răgușit spunându-vă, da, că în legătură cu războiul ruso-ucrainean, în fiecare redacție există câte un tip, unii sunt pe unii de pe care îi știu, eu sunt chiar bun, dar pe care pică este niște tip care se ocupă de acest război de propagandă. Ei sunt repartizați la propaganda de război. Unii sunt tâmpiți ei și vor ei să se afirme. Să se afirme, să zic acum laudă pe Zelenski și peste un an, dacă Zelenski cade în disgrație, îl critică, da. Alții o pică măgăreață pe ei. Problema este, hai să vedem așa, da. Însă nu, nicăieri la toate redacțiile, nu există o întreagă unitate militară care ești ghebistă. Și acolo este la adevărul și e condusă de jurnalistă Viorica Marin. Aici toți cei de la această secție care bănesc e condusă de Viorica Marin sunt cei mai mari propagandiști de război. Dacă ai te uita la această parte, nu cred că Bud știe. Dacă citești ce scrie, zici, bă, gata, mâine începe. Acolo lucrează un tip, Remus Florescu, da? Și el a primit mandat, adică s-a gândit să scrie un articol favorabil atacării, nu, permisiunii date de Occident lui Zelenski să atace el primește niște rachete sau arme care bată în inima Rusiei, să atace inima Rusiei. Este limpede că e o prostie. Din punct de vedere militar, dimpotrivă, un asemenea accept, nu-i văd eu părul, zic, care-i teza lor? Bă, gata, dacă Putin va vedea și rușii vor vedea că dă ăla cu o rachetă în Kremlin, gata, și bă, ne predăm. Nu e adevărat, bă, oameni, bă, a ajuns până la Moscova. Dimpotrivă, dacă vrei să-l omori, să-l razi pe Putin, trebuie să creezi acest sentiment în rândul rușilor, bă, ce căutăm noi acolo? Când vor vedea ăla, bă, uite cum au dratea, că nu vor pune pe seamă lui Zelenski. Păi, bă, ne mobilizăm, că îi știu, deci, războiul cu suedezii, cu Carol al XII-lea, se îndrepta spre Moscova, voia să și gândea și cui dă. Și, bă, după Poltava, a luat-o la fugă și a ajuns și a stat 4 ani la Turcia. Napoleon, da? Tot așa. Hitler, tot așa. Toți? Nu, pentru că rușii s-au comportat altfel decât se aștepta. Deci când a intrat Carol al XII-lea, a pornit el cu cea mai, deci 1704 sau 5, cea mai bună armată din Europa, armata suedeză. Și suedezii erau aproape un imperiu. Condusă de acest Carol al XII-lea, care era un militar perfect, da? Era atât de bun militar încât nu îi se cunoaște nici iubire. El zicea așa, în timpul războiului eu nu fac sex. Că nu vreau să... în timp ce... Și era în fruntea armate. Da, bun. Și au pornit-o, deci armata asta, către Rusia. Și zic, rușii ce tactică au avut?
în teritoriile care erau ale lor, cum era partea poloneză sau livoniană, au băgat, au prăjolit totul. Nu se găsea nimic, 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 da? Armata, cavaleria condusă de Menșicov, care era prietenul țarului, foarte bun, îi ataca, fugea. Nu se avea cu cine să, exact ca în cazul Napoleon, în cazul Hitler, au fugit. Și au ajuns la graniță. Și ăla zicea, băgată, prin Smolensk, Moscova, nici nu discutăm, uite că îi fug. Și deodată, și zicea Carol al II, bă, am înțeles că ăștia au ars și păduri și toate alea și grâne în alt teritoriu, dar la ei, păi și n-a apucat să facă 10-15 minute, nimic, nimic, nimic nu mai era. Petru I dădise, zice, uite, și toți rușii din drumul către Moscova își arsese tot, tot, tot. Deci nu că ascunseseră. Arseseră și plecase, nu găsea nimic. Și n-a mai ajuns la Smolensk și a luat-o spre Poltava, că doar vor găsi ceva mânca exact ca și el. Și cum să calcul? Așa, și ca să ne convingă pe noi proștii ăștia din România, cititorii adevărului, echipa, unitatea militară de la Adevărul, publică un articol și una din șmecheriile acestor ghebari este de a apela la specialiști, nu români. Români sunt câțiva care mănâncă rahat. La ăia din străinătate. Și ei, acest Remus Florescu, subordonatul lui Viorica Marin și, sigur, angajatul lui domnului Burci, apelează la o tipă care se numește, ia să vedem așa, ia să vedem, se numește Iulia Joja, româncă. Zice că predă, fiți atenți aici, securitatea internațională la două universități din Washington și a zis că, băi, neni, diplomatic american. Bă, nici Einstein nu preda la trei universități. Băi, ce tare, băi, ce tare. Am auzit de a, am citit un articol în 22. Uite, felicit. Ce spune Nătânga? Sau angajata, că nu ajung. Spune o prostie pe care cei de la Adevărul cu... Domnule, nu, domnule, Occidentul trebuie să le dea arme, să dea poate să Zelenski să tragă în Rusia, deoarece Zelenski nu va ataca populația civilă. Auzi, tu nu știai, e prieten cu Zelenski, nevasta lui Zelenski. Nu, Zelenski este un mare umanist în viziunea ei și a celor de la Adevărul, că Adevărul nu are curat. De-aia și cum vă. Care mă umanist? Bun, chiar dacă să zicem că Zelenski nu vrea să țintă. Păi și ce așa de greu pentru lui? Spune, bă, ne-a țintit un spital. Păi sunt nebuni. Ei, toți ăștia, Iulia Joja asta care este, a zis, bă, predă la trei instituții, bă, trei. Când dracu le predă, mă, că sunt trimite și mie ăștia de la o carte scrisă de ea, băi, iată, am scris, o citesc, nu tradusă, în engleză. Și de regulă ai văzut. Conferențiar, profesor, doctor de la universitatea, nu știu care, zici, bă, dar când dracu, mă, că rezultă că toate aceste universități din Occident celebre au profesori celebri români. Deci pe care n-am auzit până la acest război. Că puteam să auzim și noi, da, sau nu știu, să li se traducă, că tot cărțile altora, să se traducă cărțile lor în românește, să se facă lansare, spun, băi, mândru sunt că am văzut-o pe Iulia Joja de la Adevărul. Cum să spui asemenea prostii? Cum să zic, e o escaladare inutilă. Cine cunoaște, dacă eu fi citit ceva de istoria Rusiei, că ăștia de la Adevărul oricum nu citesc, sunt analfabet. Aia de la Viorica Mare. Bă, dacă ai citit o chestie, vă spun o chestie elementară. În istoria Rusiei milenară, apropo și de Petru cel Mare, e o permanență. Nu se lasă. E clar că... Mai ales în cazul în care ataca teritoriul. Mă rog, au avut în Afganistan, acolo într-adevăr, s-au retras pentru că la un moment dat veneau țicriile și nu știu, bă, care e afacerea? Pentru că noi aici, cum adică, ne bombardează nouă cu arme americane NATO.
Putin a dat un semnal. Ce zice Jojica? Nu, aici a dat semnal. Cine mă Putin? Și că asta este, eu numesc specialistă. Stați că ne ide și un CV, da? Ia să vedeți aici. Da, ia să vedeți. Nu ne dă aici una care e cu o reclamă, cu una cu pantof, da? Da, da, ia să vedeți. Iulia Joja predă securitate europeană și studii europene la nivel de licență la Universitatea George Washington și la nivel master la Universitatea George Town, deci la două. De asemenea, Joja predă studii securitate în Europa de vest la Institutul Diplomatic al SUA, care pregătește diplomații americani care urmează să activeze în Europa, coordonează Frontier Europe Inițiativ, inițiativa așa singur. Voi să fiu al dracului. Și eu nu știam pe Iulia Joja. Bravo, mulțumesc celor de am aflat că avem o româncă celebră care spune o prostie. Că Occidentul să dea voie și că după asta Putin va fi îngenunchiat și ea va mai preda la vreo 5 universități și din Moscova. Că dacă va fi îngenunchiat, Putin va pleca. Mulțumesc, la revedere!